Ce este sunetul muzical? Sunetul poate fi definit din mai multe perspective. Din punct de vedere fiziologic, sunetul reprezintă senzația percepută prin intermediul organului auditiv, urechea, de către oscilațiile mecanice ale corpurilor transmise ca unde acustice. Din punct de vedere fizic, sunetul nu este legat de senzațiile auditive ci reprezintă orice oscilație sau vibrație mecanică care se propagă printr-un mediu material sub forma unei unde. Din punct de vedere fizic, sunetele au următoarele caracteristici. Frecvență, durată, amplitudine și forma vibrațiilor undelor sonore. aceste însușiri fizice sunt transferate în plan fiziologic al percepției noastre auditive sub forma calităților sunetului muzical. Astfel, Înălțimea este calitatea sunetului de a fi acut, mediu sau grav. Înălțimea sunetului muzical este sinonimă cu frecvența, adică cu numărul de oscilații a undei sonore într-o secundă. Înălțimea sau frecvența sunetului se măsoară în herți. Durata este calitatea sunetului de a fi mai lung sau mai scurt. Intensitatea este calitatea sunetului de a fi tare sau încet. Intensitatea sau amplitudinea se măsoară în decibeli. Timbru este calitatea sunetului muzical de a avea identitate sonoră, vocală sau instrumentală. Pare complicat, nu? În natură există un număr foarte mare de sunete, însă nu toate sunetele sunt sunete muzicale. Unele sunt catalogate drept zgomote. Care este diferența atunci dintre sunet și zgomot? Sunetul muzical are o înălțime, o frecvență precisă, ușor denotat sau reprodus. Așadar, înălțimea sunetului muzical se poate preciza și identifica prin reproducerea cu ajutorul vocii sau cu un instrument muzical oarecare. Zgomotul, sunetul nemuzical, este produs de vibrații neregulate și periodice, are înălțimea permanent variabilă și nu poate fi precizat. Ca atare, zgomotului îi se atribuie trei calități: durata, intensitatea și timbru.